Salutare, dragă lume, și v-am găsit la un nou episod. Este partea a treia din Moșul Chinez Sugător de Pule, care efectiv și-a parcat merțanul în mijlocul străzii. După cum v-am povestit, a luat un taxi, s-a urcat cu lada frigorifică și a plecat în partea a doua. Însă tot nu vine să cred, am revenit cu un unghi și mai bun. Tot nu vine să cred, adică cât de prost poți să fii să parchezi în halul ăsta, nu vine să cred. Așa de prost să fii, nu îmi vine să cred. Deci, așteptăm în continuare să vină o mașină de poliție. O să facem un semn și sperăm să oprească. Și dacă ne uităm cu atenție, acolo sunt doi boschetari, Rafa și cu Marius. Dar asta nu mai contează. Și acolo este merțanul handicapatului. Acolo. Fix acolo. Acum o să fie puțin, nu o să se vadă chiar așa de bine pentru că trece un autobuz. Îmi cer scuze pentru această chestie, dar se mai întâmplă. Că doamne, suntem în București. Și eu va trebui să stau aici până se va încheia acest magnific trafic. Trece și tramvaiul, îmi cer scuze din nou. Și așteptăm să vină o mașină de poliție. Nu prea am filmat eu mult timp în aceste părți, dar tot nu vine să cred cât de prost să fii. Cât de prost să fii. Cam atât a fost, aceasta a fost ultima parte. Iar eu, până data viitoare, vă salut. Bye, bye.